Ionuț, în primul rând, cum ți s-au părut? Au reacționat fanii atunci când te-au văzut la casa de bilete? Nu știu dacă mă cunoșteau chiar toți, dar unii au fost destul de surprinși. E mai greu aici sau pe teren? E mult mai greu pe teren, aici trebuie să stai pe scaun și să întinzi mâna pentru bilete, atât. Urmează meci cu Viitorul Constanța, cum vezi acest meci și ce mesaj ai pentru fani? Sunt foarte încrezător în privința acestui meci și sper să vină cât mai mulți. Îi așteptăm la stadion cu mare plăcere și sunt sigur că nu o să-i dezamăgim. Am văzut că ai marcat și pentru echipa națională sub 19 ani. Le promiți și dinamoviștilor goluri multe în acest mini-retur? Nu pot să le promit, dar sper să înscriu cât mai multe goluri în acest campionat, să ajut clubul Dinamo. Ca jucător este un gest frumos să vinzi bilete fanilor. E mai greu pe teren sau aici la casa de bilete? Normal că e mai greu pe teren. Este alt nivel și altă muncă, ca să zic așa, dar nici ca vânzător de bilete nu este ușor. Bănuiesc că stai multe ore pe scaun și vinzi bilete, trebuie să ai multă răbdare. Urmează meciul cu Viitorul Constanța. Ce mesaj ai pentru fanii? Aștepți pe stadion? Aștept în număr foarte mare ca la oricare meci care au fost și ne-au susținut și le mulțumesc și sper ca în continuare să facă la fel. Le voi promite că vom da totul pe teren și sperăm să câștigăm.